Se vor înregistra cantități de precipitații care local pot atinge sau depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. Vântul se va intensifica și în unele momente poate lua și aspect de vijelie, atingând la rafală viteze importante de 20, poate chiar și 25 de metri pe secundă. Aceasta înseamnă viteze până la 90 de km la oră. De mâine de la prânz, spun meteorologii, vremea frumoasă revine. Chiar dacă va fi mai răcoare, vom scăpa de ploi și vijelii, iar de vineri vara își intră cu adevărat în drepturi. De poi mâine încolo, vremea se va încălzi treptat, cerul variabil, vântul slab în la moderat, temperatura aerului va crește, maximele termice se vor încadra între 27 și 32-33 de grade. Și hidrologii au emis în această după-amiază o avertizare cod galben, care vizează mai multe bazine hidrografice. În Oltenia, creșterea ale nivelului s-ar putea înregistra pe râurile Drincea, Dăznățui, Jiul Superior și afluenții săi în județele Gorj, Mehedin și Dolj, afluenții Oltului din județele Vâlcea și Gorj. Avertizarea este valabilă până mâine la ora 12.